Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan la Europa FM. Bună dimineața, ce frumoasă este viața! Sunt Mirela Retegan și sunteți la Schimbă Perspectiva, aici la Europa FM. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru că ascultați această emisiune. Sunt foarte fericită să aflu că în topurile de audiență este pe locul întâi. Dintre toate radiourile, dintre toate emisiunile, din tot ceea ce puteți voi să ascultați în România la radio, alegeți duminica la ora 11, Schimbă Perspectiva. Iar asta pe mine mă face foarte fericită pentru că am pariat pe această emisiune. Am pariat pe faptul că putem să aducem în studio oameni care să spună lucruri care ne preocupă astăzi. Oameni care nu vin aici ca să vorbească, vin aici ca să transmită. Oameni care au ceva de comunicat, care au făcut ceva relevant în viața lor și care pot să dea mai departe din ceea ce sunt și din ceea ce cunosc. Am o regulă. Eu nu aduc în studio oameni pe care nu-i cunosc personal, oameni pe care nu i-am întâlnit, de cele mai multe ori trebuie să fi băut măcar o cafea cu ei ca să-mi dau seama în ce ape se scaldă și ce fel de energie au. Pentru mine contează foarte tare să vin cu oameni adevărați în fața voastră. Se pare că și pentru voi a contat și asta ne-a adus pe locul întâi în topul audiențelor, așa că vă mulțumesc! Am primit și flori și dacă până acum exista un cântec cum mi-am pus busuioc în păr, cei care se uită și video vor vedea că începând de astăzi va fi, dacă nu un cântec, măcar o vorbă, mi-am pus trandafiri în boală și îi mulțumesc invitatei de astăzi pentru că mi-a adus. Manuela Ciugudan, bună dimineața! Bună dimineața, Mirela, și mulțumesc mult pentru invitație! Tu ai adus trandafiri ca să te asortezi cu cămașa asta superbă, nu? Așa este. Și ca să celebrăm împreună ceva ce uite, nu știam, dar yes. felicitări, e minunat ce ai realizat. Yes. Bravo! În această lună îmi doresc foarte tare ca femeile care ne ascultă și bărbații, dar mai ales doamnele, să învețe cum să se pună în valoare, cum să fie văzute și cum să fie uh, recunoscute. în într-un fel care depinde doar de ele și nu de mediul exterior. Manuela, o să te las pe tine să le spui în câteva cuvinte oamenilor cu ce te ocupi tu sunt coach profesionist și ca serviciu de coach mă ocup cu brandingul personal, adică ajut profesioniști și profesioniste să devină un nume pe piață, dacă vor și dacă își doresc asta, la fel de important ca orice alt nume de brand sau de companie sau de produs să facă un nume din ei înșiși. O să revenim la ce înseamnă profesionistă, dar trebuie să le spunem ascultătorilor că tu ai schimbat perspectiva asupra carierei tale acum o câțiva da. ani. O da! Cum a o fost? Da. Noi două ne-am întâlnit la cafeaua aceea, când pe eu aveam câștigat o la o licitație în grupul exact. la, la primul, primul bebe. Da. Cât ai plătit pentru cafeaua cu mine? Atunci? Da, mai ți minte? Am plătit 1000 uh, de lei o mie atunci. De lei. Vorbim de 2017. Așa. Și ai întâlnit o uh, recent uh, plecată femeie plecată din corporație, speriată, extrem de speriată cu o idee de business în care nu credea nici ea. dar ai fost atunci m-am întâlnit cu mai mulți oameni și ai fost unica femeie care mi-a pus întrebarea asta. Cu ce pot să te ajut? A, da? Și de atunci cumva ai intrat cu întrebarea aia Și sigur cu toată starea și cu energia pe care mi-ai transmis-o Ai intrat în viața mea cu totul Păi eu m-am gândit că nu te... Când îi să te întâlnești cu mine să bei o cafea doar așa de moroarte, ci cu siguranță pot să fac ceva dacă tot ne-am întâlnit la cafea aia. Și viața ta s-a schimbat din momentul în care tu ai spus nu mai vreau să mă duc să lucrez la birou, exact. 8 ore, 10 ore, ca un șoricel în cursă, vreau să fac ceva ce simt că e în sufletul meu. Da. Până la 35 de ani când ne-am întâlnit și mi s-a întâmplat să plec din corporație, viața mea fusese despre căutarea puterii. Credeam că viața înseamnă căutarea puterii. O carieră bună, bani, mașină, casă, după care odată cu maternitatea a venit cel mai bun profesor, cel mai mare critic și clopoțelul conștiinței băiețelul meu Andy, care acum are 8 ani, am realizat că viața e de fapt o căutare a sensului. Și dacă eu mi-am găsit sensul, am zis ce ar fi să-i învăț și pe alții să facă asta. Cum, cum ți-ai dat seama că ăsta este sensul tău? În primul rând au avut loc niște cutremure personale. Primul a fost pierderea mamei. Eu sunt un copil fără mamă de la 20 de ani. Pe urmă a venit al doilea tip de cutremur, nașterea care, da, e ceva frumos, e sublim, e momentul în care luăm de la univers ce avem mai mult și mai bun în viață, dar bine și cu provocări, nene, cu o grămadă de detalii pe care nu le știi și lucrurile astea coroborate cu faptul că fiziologic înaintam în vârstă și începusem să îmi dau seama că toată lupta asta pentru putere, să capăt putere, să capăt statut, mă nemulțumea, mă obosea mă măcina pe interior, au dus la treaba asta, auzi ce caut eu pe pământ și dacă azi e ultima zi și sufletul ăsta pe care mi l-a dat Dumnezeu, ce vreau să vadă? Ce vreau să-i las lui? Chiar asta voiam să te întreb. Mie în Dumnezeu o să-mi numere copiii pe care i-am făcut fericiți. Mi-am făcut un slogan din asta și un crez. Ție ce o să-ți numere Dumnezeu? <laughs> o să-mi numere. <laughs> o să sune foarte interesant și bizar, o să-mi numere soții de profesioniste pe care uh, îi ajut indirect pentru că le, dau lor, uh, le ajut să-și caute sensul și să nu se mai judece atât de mult și să-și coboare ego -ul. Eu lucrez de o potrivă și cu femei și cu bărbați, dar în majoritate sunt femei. O să-mi numere copiii ai căror mame și-au găsit sensul și se mai liniștesc și ele și altfel își trăiesc, să zicem, partea a doua a vieții. Deci o să-mi numere și femei și bărbați și copii. Niște oameni pe care tu i-ai ajutat să nu se mai simtă rătăciți și să știe că au ajuns. Mie îmi place să spun: când ești pe calea ta, nu-ți mai stă nimic în cale. Exact. exact. În momentul în care te-ai așezat pe drumul tău. Exact. Nimic nu te mai clindește de acolo. Brand personal. Sunt niște cuvinte care nu existau în urmă cu puține ani. Brand personal și profesioniști sunt două lucruri foarte puternice. Profes Ce înseamnă un profesionist? Eu spun că e un om care are o carieră, o meserie, o profesie, că asta se cam întrepătrut. Un om care face ceva. Ok. Și din asta trăiești. Are legătură profesia cu ceva ce știi tu să faci și poți tu să faci, având în interiorul tău ca și uh, talent, vocație, har, sau are legătură doar cu ceea ce ai învățat să faci? are legătură cu amândouă și o, oh, da, ce întrebare puternică mi-ai pus. Ne uităm cu toți în jurul nostru și vedem că ce a funcționat acum 30 de ani pe piața muncii, ce a funcționat pentru mama și tata, care au fost angajați toată viața, nu mai funcționează. Pentru tata nu era opțiunea antreprenoriatul, cred că nici nu știa cum se scrie și nu știa ce presupune. În anii 70 tata a fost ofițer, mama a fost veșnic angajată, deci se schimbă lucruri în piața muncii pentru că se schimbă lucruri în societate. Ne trezim se spune că am stat cumva după revoluția industrială. Anii 1800, 1900 am stat cumva amorțiți. Omul era bun, doar să meargă în fabrică, să executant. Executant. Noi muncim, nu? Gândim. Începem să gândim, începem să ne trezim și să vedem că dacă tot ce facem e să muncim, să dăm, să dăm în lupta de putere, ostenim și mai facem ceva important. Începem să simțim. Începem să simțim. Exact. Și să simțim spre ce ne trage ața. Ața ce mi vine mie să fac? De ce sunt eu fericită că m-am trezit astăzi? Tu astăzi de ce ești fericită, Manu? Pentru că, uite, am putut să vin să te văd, să te strâng în brațe, pot să dau un mesaj despre viața mea, nefiind o genială, n-am trei urechi, nu suntem doi unicorni, suntem doi oameni făcuți din aceeași plămadă ca toți 8 miliarde de oameni, să am șansa asta să vorbesc cu niște suflete, să atingem niște inimi și poate azi, cu 10 minute ale mele, să schimb un destin. Să schimb o traiectorie, să schimb o perspectivă. Iar eu sunt fericită că m-am trezit astăzi și că o să mă întâlnesc cu Maia, o să mâncăm împreună, o să-mi strâng copilul în brațe și o să petrecem măcar o oră la soare sau pur și simplu plimbându-ne pe stradă. Sunt fericită că pot să fac 10.000 de pași pe care mi-am propus să-i fac zi de zi uh, și să fac din asta uh, o constantă a vieții mele și sunt fericită că dacă vreau să pun mâna pe telefon și să-mi sun orice prieten din Orice colț al lumii mă desparte doar un buton din a- crea niște micromomente de fericire și pentru mine și pentru celălalt, și e o chestie care depinde doar de mine. Vezi că ne fac fericiți lucrurile care depind de noi exclusiv? Și de obicei, pe lângă faptul că depinde de noi exclusiv, sunt și mărunte. Manuela este specialistă în brand personal. Adică, ce face Manuela? Ea o persoană. Și din discuții, din ședințe, din întâlniri, o ajută să descopere de ce face ea ce face și cu ce face, cum poate să obțină maxim din acel lucru. Exact. Cum poate o femeie care iubește croitoria, iubește bucătăria, iubește muzica, iubește comunicarea, iubește copiii, iubește curățenia, iubește uh, arta, știința, orice, să obțină maxim din ceea ce iubește ea cel mai mult, să-și plătească facturile, să se îmbogățească, să își organizeze timpul în așa fel încât să aibă vreme de toate lucrurile pe care le iubește și să, să, să facă din persoana ei un brand personal. Cel mai simplu răspuns care îmi vine acum în minte este conectându-se cu oameni care vor ce vrea ea, care cred în ce crede ea, care au nevoie de ce. Croșetează, pictează, produce ea. Primul pas e conexiune. Care e primul om cu care ai lucrat pe brandul personal, după tine? După mine. să oh, spun că tu ești prima sigur, pe care ai muncit? Sigur. D în urma unui faliment fabulos, neștiind ce fac cu primul business după corporație, am zis, ok, 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 ce fac eu aici? M mă întorc la bază, mă întorc la mine. Ce-i cu mine aici? Ce vreau să fac? Primul client a fost un bărbat. Deci, stai să, stai, să nu tre stai să nu trecem așa ușor. Deci, ai renunțat la corporație da. și la un salar uh, mare? Decent, să spunem, care cumva reprezenta cât efort depusesem până atunci. Am stat în corporație 10 ani când am plecat. Okay. Până am plecat. Și ce poziție aveai? Eram director de marketing ultima poziție. Vă spune, un fost... salar foarte mare <laughs> și. Da, noi vorbim aici despre medie. Și în raportat la medie erau niște bani foarte buni la care îți vine foarte greu să renunți. Și pe care, uite, cu onestitate vreau să menționez, am crezut că nu-i mai fac niciodată. Doamne, ferește ce mai Cine ușor... ne ascultă și deci, trece prin asta anume, și... La banii sunt cel mai ușor lucru de Sigur. făcut, dar trebuie să-i faci, să-i pierzi, ca să-i faci ca din să nou, faci ca din să înțelege nou. asta. Da. Deci ai renunțat la corporație și te-ai apucat de business, da? da. Te-ai făcut antreprenor. Da, inspirată foarte mult de societate, nu faceți așa. Inspirată foarte mult de social media, deci cumva nu am ascultat vocea mea, intuiția mea, am zis, băi, trebuie să fac ceva mare. Eu am plecat director de marketing, lupta de putere, statutul, trebuie să fac ceva fabulos. Am deschis un shop cu haine de gravidă în centrul Bucureștiului cu o chirie, totul era mult. Totul e la mult, spațiul era mare, chiria e la mare, efortul meu să duc toate lucrurile astea era mare și n-am, n, -am, n -am vândut mai nimic, Mirela, mai, mai nimic. Știu că pare incredibil că lumea zice, păi la logorea asta și la debitul verbal, una e una, alta e alta. N-am vândut nimic, dar n-a ieșit om din magazinul ăla, la femei însărcinate, să nu-mi zică, da, eu mă mai întorc să mai îmi spui. Ok, aveai nevoie de a asta. ăsta a fost prețul, ai plătit. Exact. Ca să afli, de ca fapt, să aflu că ce eu sunt un om al oamenilor ce nu nu oamenii de la tine. Da. Ce cumpără oamenii de da. la tine? Și mai trimiteau prietene care nu veneau să cumpere, dar stăteam de vorbă cu orele. Și așa, într-o zi, într-o săptămână, m-au întrebat vreo trei persoane și, coach, tu cum, cum ești coach? Tu ești coach? I Am zis, mă, și cuvântul ăsta. Era perioada în care aia nu știam, se scrie precum canapeaua, e, deci ce-i aia, nu știam ce este, da? Și așa am zis, ia să văd mă, de ce atâta lume îmi spune pe o perioadă destul de limitată că dacă coach și ce servicii ofer. Păi voi nu vedeți că am un, șop cu haine de gravidă? Și uite așa ușor, ușor am căutat, am dat un telefon și nu doar că am dat un telefon, persoana care mi-a răspuns, care e unul din cei mai mari uh, profesioniști în domeniul coachingului în România, era o fostă colegă de facultate. Cum se numește? Diana Stoicescu se numește. Ok. Și Diana când m-am dus la ea la birou, nu ne-am dat seama că suntem una cu alta pentru că eu m-am măritat, pe mine înainte mă mama. Noela Oprișan. Pe ea o chema Diana, dar nu reținusem Stoicescu. Când a deschis ușa școlii ei de coaching și ne-am văzut, avem momente în viață când dacă suntem prezenți, le simțim în corp. Eu în momentul ăla am simțit asta este. În două săptămâni am închis șopul, n-a fost ușor, tot vorbesc despre asta, pentru că chiria, oamenii de acolo, sistemul, am stat un an cu șopul ăla, toată lumea trăgea de mine să nu plec. Începuseră patronii care aveau spațiu să... Na și cane, nu pleca, contractul, nu știu ce. Am știut că asta e, am simțit-o și avem momente și să ne dăm voie, mai ales noi avem intuiție mai multă decât au bărbații, nu înseamnă că nu sunt și bărbați intuitivi, dar e apănajul femeilor. Dină din capacitatea noastră de a crea minuna care se naște în corpul nostru. Da. Și atunci am simțit, băi, asta este. Și pe urmă a fost un parcurs firesc. Școala mi-a plăcut ce am învățat acolo, pentru că eu am învățat la 35 de ani o meserie nouă, complet nouă. Dar fiind un om al oamenilor, uite un lucru de care mi-am dat seama. Degeaba am înconjur de lucruri de haine, de gravidă, de lucruri, de spații, pentru că eu nu sunt așa. Eu, dacă mi-ai luat omul și nu am cu cine vorbi, sunt cea mai tristă și frustrată varianta mea. Și atunci... Tu nu ești așa, dar sunt femei care au nevoie de aceste lucruri ca să se simte în elementul lor. De acord. Și trebuie să accepte asta și să iubească ceea ce le face fericite. Da, de fapt, să iubească cine sunt. Așa cum sunt femei care nu-și doresc să stea ca noi pe stiletto și să fie elegante. Vor cum e Beatricea mea, Adidas, dacă se poate, rug în spate, un tricoaj, haine termice. Eu am învățat de la Beatrice să mă îmbrac în straturi și mi-am dat seama că nu-ți e fric dacă te îmbraci corespunzător. Corect. E foarte greu să fii ca tine e cel mai greu să fii ca tine. E mult mai ușor să fii ca alții. Ca alții. E, e foarte ușor să fii ca alții pe termen scurt. Acel fake it, you Dar pe termen lung scadența vine și când îți pui întrebările astea, eu cine sunt în ce mă transform, doare și încep dureri musculare, sunt crampe dureri de cap, eu o văd pe oamenii cu care lucrez vin și plâng pentru că noi ne știm adevărul propriu, Manuela Ciucudan este invitată la Schimbă Perspectiva și astăzi vreau să învățăm de la ea și o să învățăm în partea a doua a emisiunii cum, care sunt pașii pe care orice femeie poate să ia în vedere atunci când se gândește la un brand personal. Pentru că brandul personal înseamnă de fapt ceea ce spun oamenii despre tine din da? ceea ce tu reușești să le arăți oamenilor că ești și știi să faci. Exact. Are brandul personal legătură cu credința sau cu convingerile? Are legătură cu amândouă, la fel de mult cum are puțină legătură și cu matematica. Branding este parte din marketing, deci e știință, unul cu unul trebuie să ne dea doi. Branding personal facem când avem ceva de vânzare sau luptăm pentru o cauză. Nu facem branding așa, de chef să avem și noi succes. Deci, când avem ceva de vânzare, avem nevoie să introducem partea de știință în vânzări ca să avem succes, ca să avem profit. Branding personal ține inclusiv de modul în care arătăm de trupul nostru, de cât și cum ne expunem. Pentru mine a fost o surpriză, recunosc, să aflu că sunt uh, studiată. O, da! <laughs> sunt, sunt studiată <laughs> pentru că eu n-am știut nicio secundă că fac asta. A venit poate natural... Um ești foarte studiată de către cursanții mei, oho, ești, eu te pomenesc la fiecare câteva episoade de podcast în care vorbesc, pentru că e un, ești un reper. Și exact ca să cumva să întoarcem discuția de la începutul emisiunii, nu e neapărat doar despre competențele Mirelei. E despre omul Mirela, despre inima ta, despre sufletul tău. Sigur că da, calat, pe niște competențe de a prezenta, de a ține spațiul pe scenă, de a fi un bun vorbitor, un entertainer, dar e despre inima ta, despre sufletul tău. Vin oameni la mine și îmi spun, băi, îți place Mirela, da, zic, o ador. Vreau și eu curajul Mirelei. și spun, uite, ia sticluța asta, bea și o să fii ca ea. Nu merge. Ce e curajul Mirela? Și le spun oamenilor, ce este etimologic vine din cor, latinescul cor care înseamnă inimă. Deci curajul este dă voce inimii. Să îndrăznești să, să faci îndrăznești asta. Să faci asta. Că meriți, că ai cu ce. Eu am învățat de la Gașpar că acest curaj nu există în noi. El se naște după ce ai îndrăznit să faci ceva de care ți-e frică. ți, -e frica. ți -e frică, sigur. Și ți-ai asumat toate riscurile și după ce ai făcut asta, simți cum crește curajul în tine. Dar el nu există acolo. Acolo există frica, mm -hmm. mai întâi. Abia pe urmă vine curajul. Și Orice am face, ne întoarcem la inimă. Exact. Ne întoarcem la lucrurile pe care le avem puse acolo. Mie îmi place să spun că Dumnezeu a pus o bucățică de har în fiecare dintre noi. Sigur. Că fiecare dintre noi avem un, un rol al nostru. Că fiecare dintre noi avem ceva de făcut cu viața noastră. Doar că unii dintre noi ne creăm niște așteptări care nu au legătură cu persoana noastră ci cu factorii externi din jurul nostru. Dă-ne un exemplu, dacă îți vine în minte, de femeie care a venit la tine să-și construiască branding-ul personal și tu ți-ai dat seama că ceea ce face ea nu e din inimă. Și ai, ai, ai întors-o, fără să dăm nume, mă interesează dacă putem să-i să facem pe oameni să înțeleagă când poți să faci asta și să ai rată de succes foarte mare și care sunt condițiile. Mă întorc la ce spuneam, diferența dintre a căuta putere toată viața și a vrea putere, statut, bani, mușchi, versus a căuta sens. Majoritatea oamenilor cu care eu lucrez, n-am făcut un studiu per se, dar am depășit o mie de, de suflete cu care am colaborat direct. Pot să spun că 999 dintre ele au venit pentru bani. Pentru că din exterior, pare că branding personal, dacă faci bine, rupi. Facturezi, știi, ești o mașinărie de făcut bani. Și primul, lucru, primul șoc pe care l-au un lucru cu mine este nu. Hai să vedem sensul. Hai să căutăm care e sensul. De ce faci ceea ce faci? Primul lucru pe care, cu care trebuie să începem branding cu personal nu este sunt aici să fac bani. Dacă eu vreau bani, cu ce ți -e ți-e mai bine? Dacă tu vrei doar bani, cu ce mi-e mie mai bine? Și primul lucru pe care îl învăț este tot să fii un educator. Și oamenii se sperie foarte tare. Și o să faci bani vorbind despre lucrurile prin care ai trecut, distilând experiențe, distilând informații. Și cumva e, e povestea comună a tuturor clientelor mele. Vin pentru bani, pentru ceea ce pare faimă, statut, să am un cont de Instagram, să stea pisica în coadă, să plângă toată lumea. Și ce faci cu toate astea? Că sunt atât de multe vedete și oameni foarte bogați pe lume, deprimați, depresivi, extrem de triști. Dacă nu avem un scop, și știu că ți-a plăcut Victor Frankl și mie, cum să nu-ți placă? Și invit pe toată lumea care ne ascultă să citească și, Omul și în edit, căutarea și edit vieții. Eva Eger, care a fost uh, eleva lui Victor lui? Frankl și amândoi au supraviețuit ajvițului și. Concluzia cărților, și uh, darul, și uh, cealaltă, în căutarea sensului vieții, este că au scăpat din Auschwitz cei care aveau un sens, un, sens. un motiv pentru care voiau neapărat să iasă de acolo. Când de ceul omului este puternic? rezistă la orice cum. Ne întoarcem imediat să vedem de unde ne apucăm să ne construim brandul personal ca să fie uh, un act de succes și nu unul uh, de imagine de laudă și de laudă. Schimbă perspectiva, cu Mirela Retegan. Ne-am întors la Schimbă perspectiva, Manuela Ceguda, specialistă în brand branding, cum se spune? Am un două. brand personal branding da. personal. Specialistă în brand personal. Adică, ce înseamnă acest brand personal? <laughs> înseamnă, uite, o să ți dau un exemplu, Manu. Uh, prietena mea foarte bună care trăiește în Scoția, la un moment dat a zis măi Miraluțo, nu te mai tot lăudat dacă tu când, când, când te întâlnești cu cineva și ăla te întreabă cu ce te ocupi, tu zici eu am făcut zurli și uh, și zic păi, și ce să-i zic ca, dacă eu am făcut zurli și e clar că asta este un reper pentru țară pentru majoritatea. Nu știu, zici și tu că ai o firmă. Și zic, bine, o să zic că am o firmă. Și ne întâlnim cu ea de față și cu mai mulți prieteni, cu cineva care venise din Statele Unite și eram o masă plină de oameni și la un moment dat un tip să uita la mine și făcea, eu te cunosc de undeva. Eu te cunosc de undeva. Cu ce te ocupi? Și eu m-am uitat în ochii Monica și i-am zis, cea mai bună prietena mea și îi răspund domnului, am o firmă. Și... Monica zice, bravo Miraluțo, bravo, e, e bine, e ok. Și continuăm discuțiile și uh, ia telefonul domnului respectiv să da un număr cuiva, iar pe ecran era fetița lui îmbrăcată cu rochiță de fetița Zurli, cu cornetă de fetița Zurli, cu păpușa Zurli în mână, cu o carte, nu mai știu de care, și cineva de la oasă zice, copilul tău e fan Zurli? Și zice, aoleo, nu vrei să știi, nu mai ascultăm altceva, știa nu mai vedem altceva, știa tot. Păi zice, uite, mira la creazul, de acolo te cunosc, ah asta știam. S-a terminat discuția, s-a întors cu fața spre mine și următoarea jumătate de oră am aflat toți despre copilul lui, despre viața lui, despre ce am făcut eu în casa lui. Și m-am uitat la Moni și am zis eu am o firmă. Am o firmă. Da. Nu pot să spun că am o firmă, pentru că oamenii zic a, o arde pe... Uh, Low profile. Da, da, <coughs> da. da, da. <coughs> nu e cazul când are un impact atât de mare. Ceea ce omul ăla... Știa, făcea parte din brandul personal Sigur. pentru care eu am muncit 17 ani, ca omul acela să vadă în mine ceea ce a văzut. Da. Nu putem să spunem despre noi ceva ce nu suntem. Corect, ce n-am făcut? Nici mai puțin, cum am făcut eu aici. Am zis că am o, <laughs> am firmă, o firmă, Dar nici mai mult decât ceea ce suntem. Uh -huh. Cum ne dăm seama unde suntem și de acolo să plecăm? Bun. De cele mai multe ori, brandul personal apare după uh, un accident. Că e o pierdere. De părinți, de copii. Deci, un ele un, să zicem un eveniment negativ sau mai puțin fast în viață. Să nu îi mire pe cei care cochetează cumva cu ideea, așa cum află măi, Brand personal e ce trebuie. Dacă au trecut printr-o situație nasoală, cum spunem noi popular, să nu îi mire dacă vor să vorbească despre asta. Așa apar cele mai bune branduri personale de voluntari? Așa a apărut Atena Boca? Sau? Apar după multă muncă, după ani de, de doi pași înainte, trei, înapoi, de mult back and forth, back and forth, încercări. Și tot așa, de mai multe proiecte începute, Urania Creme, am văzut-o la tine numai când spunea câte case a schimbat, câte țări, câte. Deci, ori apare în urma unor accidente și cu tremure, pierderi, cum ar fi evenimente mai puțin ori faste, în urma unor ori în urma unor căutări, în niciun caz, Mirela, n-ai să vezi un brand personal autentic apare în urma unui succes răsunător și zice, hai să vă învăț eu cum se face. Ăsta e fals. Asta e pe TikTok, abundă de tot felul de specialiști, așa și ziși, dispar foarte care repede. dispar foarte repede pentru că opinia publică no, își dă seama, te prinzi. Noi suntem lup pentru om și atunci omul lup da, pentru om și atunci ne dăm seama, ne prindem că nu e lucru autentic. Okay. Deci omul vine la tine sau la orice alt specialist în, în brandul personal și începeți împreună o căutare. Exact. Ca să înțelegeți, mm -hmm. să presupunem că vine la tine o doamnă care iubește bucătăria, da. iubește să gătească. Uite, s-a întâmplat chiar. Da? da, da, da. Bun, de unde o apucăm? De unde are pasiunea asta? Cum a ajuns să facă asta și ce vrea să facă cu ea mai departe? Și oamenii de obicei stau tare mult în istoria personală, pa, 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 pa și proiectează foarte puțin pe viitor și care e viziunea și de aici mai departe ce? Se tem, nu? Se tem foarte mult, se tem de opinia publică, se tem de vocea critică, acolo, de fapt, ce-i brandul personal bine făcut? Tu ce ai făcut? Nu simți că ai făcut pace cu ego-ul tău? Ba da, dar eu a trebuit să lupt cu vocea tatălui meu care zicea Termină cu cai verzi pe pereți Și acum zic, tată, sper că de acolo din cer vezi că cei cai verzi sunt pe toate marile ecrane din România Iată, iată 17 ani mi-a luat, dar am reușit da. Uite, paranteză, tata e jurnalist, fratele meu e jurnalist, eu am terminat jurnalismul nu, ca... Fratele ei nu e jurnalist, fratele ei este Cătălin Oprișan îl iubesc, Doamne. Deci... Te salută și e tare bucuros de întâlnirea noastră. I-am spus deci, că nu vine vreau să, să cred. să-mi imaginez cum a fost la voi acasă. Da. Cu, cu șugubățul ăla, deci este, îl iubesc, îl ador Mulțumesc. și eu te pup, Cătălin. Așa, În um, tău e jurnalist. Da, și nu mi-a dat voie să fac jurnalism. asta nu e meserie pentru femei, nu există așa ceva, o să faci mult teren, știa că eu vreau copii. Nu există pentru o familistă, sub nicio formă. <gasps> și o sufeream, vedeam că lucrătei merge bine, îmi plăcea ce fac, nu mi-a dat voie. A zis, nu, n-ai voie. Ok, nu m-am dus la facultatea de jurnalism, dar la secția de comunicare. Evident că era ceva în mine. Um, și am dat, la am dat la secția, am intrat și am primul meu job a fost ceva piaristă, cu public relations. Și tata a zis, nu bine, prețul pe care trebuie să-l plătesc, că n-ai vrut să nu te-am lăsat să te faci este că eu trebuie să le spun tuturor ce aia public relations. An de zile, tatăl și soacra mea, care e o simpatică, ei doi sunt doi simpatici, spuneau că eu fac relații cu publicul. Știi, ca la poștă, ca la ghișeu. După aia m-am dus în marketing și tata a trebuit să învețe să pronunțe marketing și să le explice rudelor și așa ce face fică. Sau după care, când i-am zis coaching, a zis, tu faci mișto de mine. Da, meserie în limba română, mă, tată nu se mai dau. Apropo de de băiasurile astea, subiectivismele pe care ni le dau părinții cu, cea, cu cele mai bune intenții, dar adulți fiind, trebuie să ne dăm seama, este ăsta adevărul sau nu. E Hai adevărul, să ne întoarcem tate, în bucătărie. avem da. o doamnă care iubește bucătărie. Bucătăria. Bucătărea. Da, da. Spre deosebire da. de mine și de mine? Și îi place să gătească. da? Da, da. Bun. Și vrea să-și facă din asta un brand personal, pentru că toată lumea îi spune tu ești foarte, foarte tare. bună la asta. Tu da. ești foarte bună la asta. Da. Afli de fapt, de ce vrea să facă ea asta da. dacă face asta pentru că nu are altceva mai bun de făcut, pentru că i-au zis toți ceilalți sau pentru că ei îi face o plăcere deosebită să fie în bucătărie. Îi face o plăcere deosebită, dar dacă facem lucrurile doar din plăcere, e o capcană, se numește hobby scump și nu faci bani cu asta. Înainte de toate, ea trebuie să hotărască că va face un business. Ok. Și aici lucrăm. care e businessul ăsta? Dar să știi că eu nu am hotărât să fac asta, eu n-am mai avut de ales. Eu m-am hotărât că vreau să fac asta pentru cât mai multă lume și a trebuit să-l transform în business că nu-l mai puteam gestiona. Dar uh, primul meu gând a fost Să ajut la cât mai multă să lume uh -huh, uh -huh. Să, contribui, să contribui De fapt, că nu-mi place cuvântul ajutor Să bun, contribui bun. în viețile la cât mai multor oameni Da, deci asta face un brand personal Deci această bucătăreasă trebuie să-și dorească Să facă asta pentru mai mulți oameni Decât familia ei Exact, Restrunța. și să nu fie despre ea Nu-i despre ea că vreau să trăiesc din asta Și să, și să mă de lume. Exact, nu, e despre, pentru ceilalți Vreau pentru să aduc ceilalți. bucurie celorlalți Exact, să schimb, uite cum se hrănesc familiile bun. Ce poate să facă mai departe? Poate să intre pe social media. În ziua de azi nu mai putem vorbi de branding, că de companie, de produs, da. de firmă mare, de firmă mică, de mașini, de bancă, de om, fără rețelele sociale. Bun, să se gândească, la ce ești tu bună să faci, Ciureghe, pancove, gozonaci, gogonele, sarmale. Stabilește-ți ce știi tu cel mai bine și începi să împărtășești cu ceilalți. Cu ceilalți. Să ți vinzi rețetele gratis Manu Da, la început da. Oh, oh, oh. Teoria brandingului personal, și... ca teoria vieții este oh, întâi dai no, și pe no. urmă primești. De, de, -cât să, de cât să 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 înveți alții gratis de la mine, mai bine nu fac nimic. Uh -huh. Și așa 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 te deprimi. Nimic așa te frustrezi. Cu nimic rămâi exact, așa ajungem la vârsta senectuții și zici eu ce-am făcut umbră pământului degeaba. Mătușa Matilda, sora mamei mele, zicea Doamne, dă încât să pot da și la alții. Uh -huh. Din fericire, eu am învățat asta de mică. Bun, să presupunem că vorbim despre o doamnă care înțelege că n-ai cum să primești dacă nu dai înainte. Și face asta, se duce în rețele și începe să construiască acolo o pagină în care arată ce știe să facă. Da, dar nu arată doar rețete. Brand Bun. personal nu înseamnă să vorbești doar de competențele tale. Arată și cum trăiește ea, ce mănâncă ea. E foarte important. Brand personal înseamnă ca oamenii să mă creadă cu totul. Exact. Nu doar să creadă produsul pe care eu îl vând? Exact, Mirela. Cu absolut totul, așa cum ești profesional și personal, cu pasiuni, cu talente și cu competențe. Cum păi ești da, la birou? Și mea, acasă. dar în adolescență copilul meu umbla cu telefonul în mână și făcea te filme, să vadă lumea adevărată, mm -hmm. fața antrenorului părinților. Aha. Și a căzut uh, cerul, nu se no, învârte pe că Doar m amenințat, așa cum amenințam și eu pe ea. Și cu toții suntem în transformare, în evoluție. Da, dar eu mă tem că dacă oamenii mă văd așa cum sunt, nu o să mă mai placă. Și dacă îmi văd micile mele defecte și lipsurile mele personale, ei nu o să mai iubească ceea ce fac. Da, asta mi-amintește de un moment cu Andy, fiul meu, când eram mititel, eram în pandemie, am mers cu el la, la, la uh, supermarket să cumpărăm ceva și a văzut o bucată de șvaițer de mare, știi? felia aia de șvaițer da, 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 baban, da, da. așa, felie. Și a văzut găurile și eu l-am pus pe să-l cumpărăm și el a zis: "De ce ai brânză cu găuri? Cumpărăm găuri?" <laughs> Brandingul personal e ce are omul mai onctuos. Da, e, e plinul sure. din Schweizer. Nimeni nu ne cumpără pentru ce nu suntem. Cumpără toată felia. Exact. Și, și toți avem și părți și bune și părțile, În branding se numesc părți de geniu și părți de incompetență. Bun, hai să... Că nu o să mai avem foarte mult timp și aș vrea să și rămână cu ceva toate doamnele care ne ascultă. După ce au acceptat că atunci când oamenii te văd ei te iau la pachet. Exact. Și trebuie să ai... În ce să ai încredere când e frică să te vadă oamenii așa cum ești? În conexiunea inimă la inimă. Ok. Să fii vulnerabil, să scrii adevărul, să ai încredere în adevărul propriu. Păi eu știi de ce, sunt, de ce spun adevărul? Că nu mai trebuie să mint. Că e cel mai ușor. Da. Dacă spun adevărul, asta este. Dar când am înțeles foarte devreme că minciuna trebuie întreținută în permanență. În timp ce adevărul se menține singur. Singur. L-ai lansat. Aia e. Spălați-vă cu el pe cap și am terminat dacă spui o minciună, până mai trebuie să vii tot timpul și să mai pui niște cărămizi acolo la bază. Exact. Mai departe, ce mai putem face ca să ne creăm acest brand personal? Suntem în 2024, cine crede că nu, că poate să facă business, deci să vândă bucătărea sa noastră fără un site, se, se alintă. Deci cumva magazinul actual, fabrica Uzina de la 1900 a devenit site-ul, și cam cât de tare este să poți să faci bani în ziua de azi cu un website. Ok, am făcut site-ul, apoi să înceapă să vorbească despre asta, să-și caute pârghii, uite, în podcasturi, să caute oameni pasionați de ea, să meargă la evenimente, să creeze evenimente, să, dune să adune oamenii în Noi în comunități. Noi vorbim despre bucătărea să în continuare, da? da? -adune, o să o să-i scrie oamenii pe social media, dacă ea postează și e generoasă, ești tare, vreau să te cunosc, să iasă la cafele, să ce ai făcut și tu cu mine, să-și extindă cumva să iasă din online și să-și amplifice un pic brandul personal în afară. Știți? Am fost în Vietnam anul trecut și mă Am gândeam vânzut... la o chestie foarte importantă. Acolo orice bucătăreasă își scoate în fața casei <laughs> un cărucior cu un aragaz și face de la clătite la, uh, nu știu, uh, scorpioni prăjiți. Nu, Nu le e jenă să iasă cu ce au și cu ce știu să facă. Noi avem această frică. Tama, că... De cine are nevoie de pancovele mele? Cine o să mă asculte, dar, o să râdă toată lumea. Dar, dar cui o să-i placă gogoșii ăștia pe care îi fac eu? Un om pe zi, Mirela. Hope se numește Help One Person A Day. Dacă gogoșile la rețeta ta, cafeaua pe care o bei, ajută un om pe zi, ajuți 365 de oameni într-un an și în câțiva ani câteva zeci de mii. Suntem în luna martie. Astăzi, dacă intrați pe Mirela.tegan, oficial o să găsiți trei lucruri pe care Manuela le-a. Uh, dat mai departe. Această campanie dau mai departe, toată luna martie, încerc să uh, ducem bucuria uh, lucrurilor pe care le-am avut noi în casele altor femei și în fiecare zi o persoană publică, pentru cei care nu știu campania, în fiecare zi o persoană publică uh, dăruiește trei produse uh, care vor ajunge la trei femei și uh, le vor face uh, fericite. Toate în cadrul campaniei Adoptă o Mamă. Campania pe care eu o fac deja de foarte mulți ani este al nouălea an consecutiv când femei care au mai mult decât le trebuie, donează pentru uh, femei care n-au mai avut de foarte multă vreme timp pentru ele. Îți mulțumesc foarte tare și eu ție. Și uh, aș vrea să le spui oamenilor unde te găsesc. Și cum poți să ajungă la tine și uh, cu ce poți să le ajuți ca viața lor să capete sens. Sau, din potrivă, să, să fie și mai bine decât au fost până acum. Sunt de găsit pe manuelaciugudean.ro și sunt Manuela Ciugudean pe toate rețelele sociale și, în ceea ce privește ajutorul, ghidajul pe care eu îl pot oferi, pot ajuta oamenii, dacă doresc, proactiv și deliberat, intenționat, să devină niște nume pe. Piața pe care își doresc. Deci, asta faci tu, asta face brandingul personal. Cu ce știi și cu ce poți să faci, și cu ce ești? Și cu ce ești, te face un nume pe piața unde ai tu interes, pe piața de gastronomie, de exemplu, pe piața de cooking. Există uh, ceva uh, criterii pe care dacă nu le îndeplinești, nu poți să faci asta? Nu mi s-a întâmplat până acum să găsesc asta, dar eu credința a mea și o pun pe masă cu vulnerabilitate. Eu cred că dacă nu-ți plac oamenii, Mirela, n-ai cum să faci branding personal, că banii tăi sunt la oameni. Conexiunea cu ei trebuie să se întâmple cu ei. Deci dacă nu-ți plac oamenii, probabil că nu poți să ajungi brand personal. În ce domenii lucrau cei, lucrează cei cu care ai avut o ședință? Cei mai mulți sunt din zona de servicii, tot ce înseamnă consultanță, care e foarte pe val acum. Deci, mai puțin în zona de producție, tot ce înseamnă servicii, de la evenimente, organizare de evenimente, la consultanță, coach, lucrez cu foarte mulți psihologi și psihoterapeuți. E multă nevoie de branding personal în zona asta, că sunt mulți și nu știu clienții și pacienții de ce să-i aleagă. Foarte multă lume, să zicem, care își face reconversii, care schimbă perspectiva pleacă din corporații, încep un business propriu sau lasă un business, încep alt business, oameni care pleacă din parteneriate de business și încep ceva pe cont propriu. Nu există o industrie anume în care brandingul personal să nu funcționeze. Și dacă produci creioane, și dacă conduci un tir, și dacă vinzi undițe pe, nu știu, pe internet, și dacă ai un mare brand de evenimente, dacă îți dorești și iubești oamenii și vrei să lași ceva în urma ta, Brandingul personal ți se potrivește. Și tu îi înveți cum să vorbească, da. cum să se facă înțeleși, exact. cum să transmită ce au ei de oferit. Exact. Ce îi mai înveți? Îi mai înveți cum să gândească, dacă vrei, în mod marketing, că e o gândire treaba asta, să scape de rușinile astea, n-am nimic valoros de zis. Cum pun eu toată valoarea, atâta de mică cât e. Adică e o cedință de, de psychol Terapie uh. combinată cu marketing, cu avea dreptate, tatăl tău. Asta e un Ce facem noi aici? Um, Coachingul presupune lucru cu creierul omului, antrenamentul creierului, fără să intrăm în trecut ca o zonă terapeutică, cu Din puterile prezent. lui. Exact, pe performanță. Tu ești bun. Nu, că eu nu sunt bună, că eu nu știu ce fac, în că ceva eu sunt la ce ești bun. La ceva ești bun, hai să aflăm la ce ești bun în slujba cui pui treaba asta și cum faci bani cu asta. Deci tu, Manuela. Eu am o doamnă, o cheamă Gina, care face curat în toate casele în care eu m-am mutat. M-am mutat de 12 ori în ultimii 20 de ani. Gina este ceva, ceva fantastic. Sunt o norocoasă, Dumnezeu mă iubește. Gina face câți bani vrea ea? Pentru că s-a perfecționat și a făcut o meserie din uh, menaj. Și lucrează în, în, cu o rapiditate fantastică și extrem de bine. Și eu cred că dacă Gina și-ar face un brand personal, ar putea să facă și mai mulți bani decât face în momentul ăsta doar pe muncă. Deocamdată ea face doar pe muncă. Uh -huh. Brandul personal te ajută să, să și educi. Să transform vieți, deci nu doar să muncești și să faci bani. Te ajută să ai. să fie doamna Miră la fericită că e casa curată. Exact, și revenind la amica ta, la Monica, ce nu vedea ea era că în momentul în care tu ai zis zurli, oamenii au zis, și cum ai ajuns aici? Nu ți-a fost mai greu că te văd tot un om ca mine, suntem din aceeași humă. Tu cum Dumnezeu ai reușit? Tu cum poți? Și Mirela începe și povestește și nu mai este despre business, nu are loc nicio tranzacție, se deschid inimi, se deschid creiere și omul ăla a plecat de lângă tine și a zis, da, domnule, se poate. Dar orice, eu de eu, mai de multe ori, mama, de ce tu vorbești atât? Pentru că mi se pare că e important să dau mai departe ceea ce știu. Adevărul tău. Și oamenii răspund la adevărul tău, că eu văd ce comentarii primești și cum îți spun femeile, îți mulțumesc că ai vorbit despre asta. Manuela, s-a terminat timpul. <hâng> Așa e orice lucru bun, se termină repede. Dar te găsim în online, da. te urmărim, îți mulțumesc pentru flori, îți mulțumesc pentru că faci parte din campanie și vă rog din toată inima să intrați pe mirela.retegan și o să găsiți acolo o poză cu noi două și să răspundeți în comentarii la întrebarea dacă ar fi să faci ce vrei, ce ai ce face? Iar eu o să vă dau două cărți. Una se numește Astăzi, aici, acum, este cartea mea de suflet, roza mea și cealaltă se numește Jocuri de jucat primăvara pentru că jocurile fac parte din viața mea și uh, ce, ce e pentru tine joaca, uh, Manu? Cel mai bun moment al zilei cel mai sfânt, cel mai pur, cel mai curat, momentul ăla în care suntem doar eu și Andy, ancorați în momentul prezent. Ia da, uita. noi ne-am jucat cu cea de făcut toamna. Doamne, cât am mai împachetat la Uite, perechile de ciorapi când asta era este mic. este de primăvară, jocul o de jucat primăvara și am gândit o în acest format în care ea poate să fie în orice poșetă, uh -huh. în orice torpedou, sunt 60-70 de jocuri pe care Măcar pe astea, dacă le faceți, nu o să treacă primăvara degeaba în viețile voastre și ale copiilor voștri. Am, am scris aceste cărți pentru că foarte mulți părinți mi-au zis, bă, noi nu știm să ne jucăm. Și am zis, perfect, vă, vă, vă scap eu de această scuză și vă dau idei să faceți asta. Deci intrați pe Retegan, răspundeți la întrebarea ce ați face dacă ar fi să faceți ce vreți nu ce puteți Și uh, primiți cadoul ăsta Iar uh, gândurile pentru Manu Le găsiți tot acolo Puteți să puneți întrebări Manu intră, răspunde, e foarte activă Îți mulțumesc din suflet Și eu ție mulțumesc Manuela Ciucudan, sora lui Catalina Oprișan A fost astăzi invitată la Schimbă Perspectiva Ne găsiți pe Spotify Și uh, în uh, YouTube Dacă n-ați apucat să prindeți emisiunea De la început Eu sunt Mirela Retegan și vă mulțumesc din toate Inima că ascultați această emisiune și că faceți tot ce ține de voi, să priviți lucrurile din cât mai multe perspective, astfel încât să depindă succesul vostru de voi în cea mai mare măsură. Până data viitoare, aveți grijă de voi și de cei pe care îi iubiți. La revedere! Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan la Europa FM.